6 pui și o biată mamă. Mai de mult, o rândunică avea în cuibul 6 pui și privea la ei sărmana ca la chipul soarelui. De cu zor pornea săgeată, căutând pe deal și văi hrană pentru puii săi. Și iubirea-i, nu odată, s-a culcat ea nemâncată, dar destul de fericită că nu s-a întâmplat nici când. Dintre pui să adoarmă vrunul ars de sete sau flământ. Nici n-a fost mai mândră mamă decât ea între rândunici, când văzând o zi că puii se făcuseră voinici. Și n-a mai avut odihnă, nici cât ai clipi sub soare, până când pe fiecare nu l-a învățat să zboare. Dar când toți puteau să plece încotro voiau sub slavă, rândunica, istovită, a căzut în cui bolnavă. Și cu ochii plini de lacrimi țintă în ochii fiecui, zise celor 6 pui: dragii mami, eu de seară simt în inimă un cui, aripile greu mă dor și nici vorbă să mai zbor. Dumnezeu mi-a dat putere, oricât am avut nevoi, să găsesc într-una hrană pentru voi. Astăzi, fiindcă sunt bolnavă, dragii mami, se cuvine, mari cum v-a făcut măicuța, să îngriji și voi de mine. Și că nimeni dintre puii să se simtă că mi-e rob, fiecare să-mi aduceți zilnic numai cât un bob. Ale voastre 6 boabe milostive mă vor ține, până când o să vrea cerul să mă facă iarăși bine. Ascultând cuvântul mamei, au zburat cei 6 pui și au adus vreo 6 zile fiecare bobul lui. Mai departe însă puii, beți de-al slăvilor înalt, fiecare având nădejdea că-i va duce celălalt, n-a mai dus niciunul bobul și uitată mucenica, a murit atunci de foame cea mai sfântă rândunică. Și-a rămas apoi povestea tristă, neluată în seamă, ori și cui ai sta să spui, că o mamă își rănește 6, 8 sau 10 pui, însă 10 pui adesea nu pot toți răni o mamă.